Slava lui Dumnezeu stai nascunde a lucrurilor, iar slav împăratilor stai în cercetarea lucrurilor. Proverbe de 25, versetul 2. Când te-ai născut, pentru că dacă mă ascult, cu siguranță te-ai născut, cum de multe ori spun, niciun om nu a coborât de pe un pom, dar s-a născut de doi părinți. Atunci când te-ai născut, părinții tăi ți-au dat un nume. Poate chiar numele l-au avut înainte chiar să te naști, au știut copilul acesta, asta e numele care o să-i dăm când se naște. A venit ziua când te-ai născut, ți-au dat un nume. Ei știau care este numele tău. Nu știu, infirmiere de la spital știau care este numele tău. Apoi primaria a știut care este numele tău când s-a făcut actele, actul de naștere. Statul știa care este numele tău. Lumea invizibilă știa care este numele tău. Dacă te-ai născut și aveai deja înaintea, și mă refer, aveai frate și soră mai mare, ei știau care este numele tău. Vecinii care vizitau sau rude care vizitau părinții tăi știau care este numele tău. Numai tu nu știai care este numele tău. Mă refer când te-ai născut, că era mic, câteva zile. Un univers întreg știa că te cheamă cu tare. Doar tu nu știai. Vei afla în întârziere. Și căutarea noastră spirituală se asemănă cu asta. Dumnezeu știe deja anumite lucruri care ni l-a dat prin nou legământ. Îngerul lui își cunosc, știu. Dușmanii noștri invizibili și ei știu. Dar de multe ori, din păcate, noi încă nu știm. Și cam asta este, de multe ori, trăirea noastră și experiența noastră. Și Dumnezeu vrea să ne aducă la momentul când știm. Pentru că la un moment dat, ai ajuns să știi care este numele tău. Înainte, ți se spunea numele, nu însemna nimic pentru tine, era un zgomot, ca orice care zgomot. Dar la un moment dat, ai devenit conștient că acel sunet, acel nume, când se strigă, e vorba de tine. La un moment dat, ai conștientizat că numele ăsta sunt eu. Din acel moment, oriunde ai fi, de fiecare dată când vei auzi acest nume, fără să vrei, reacționezi. De ce? Pentru că în adincul tău ești conștient că e vorba de tine. Începe în această dimineață să-ți arate cum și din punct de vedere spiritual există multe lucruri care le citim sau le auzim în Scriptură, dar care sunt deocamdată la nivel
de un zgomot care nu-l distinge. Care sunt la nivel, înțelegem contextul, dar nu ne-am identificat cu acest adevăr, nu ne-am identificat cu acest concept. Și la fel, atunci când eram mic, ce anume a făcut la un moment dat să devii conștient că, de fapt, stai puțin, ăsta, de fapt, eu sunt. Numele asta, de fapt, eu sunt. Ce a făcut asta? E pentru că totdeauna ai fost chemat pe acest nume. Iar și iar și iar și iar și iar și iar și la un moment dat s-a făcut legătura. Ai devenit conștient. Acest nume, de fapt, sunt eu. De ce îți încep să, în această dimineață cu această ilustrație? Pentru că aș vrea să înțelegi că din adâns revin asupra unor lucruri care am văzut deja în exterior. Uneori când revin asupra lor este destul de evident, alteori nu este așa de evident pentru că ia o altă formă, dar în spate este exact același principiu. Și modul pentru că, nu modul, motivul pentru care fac asta, pentru că aceste adevăruri cu adevărat nu au putere doar atunci când le știm ca și informații. Puterea lor adevărată este atunci când, prin repetare, prin faptul că medităm la ele iar și iar, să auzim de ele iar și iar, să ajunge la un punct unde nu mai este vorba că știm, trecem la un alt nivel. Devenim conștient. Devin parte din conștiința noastră. Nu se mai poate pomeni acest adevăr sau acest concept fără să vibreze, să reacționeze toată ființa noastră. Nu e vorba că știm, e vorba am trecut la altceva. Acel adevăr face acum parte din oasele noastre. Nu s-a oprit doar la minte, a intrat până la maduva oaselor. Atunci, se poate spune și cuvântul s-a făcut trup. Adică conceptul a devenit o realitate tangibilă. Îți dau un exemplu. Foarte simplu. Câte copii lui Dumnezeu au auzit, știu, au citit, poate să-ți zic versete, poate să-ți vorbească și ori în șir despre rugăciune, dar nu se roagă. N-au un altar de rugăciune. Nu există consistență în rugăciune. Știi de ce se întâmplă asta? Cuvântul nu s-a făcut încă trup. Conceptul, informația este acolo, dar ei nu sunt pe deplin conștient la un nivel unde face parte din maduva oasele lor, încât că bate vântul sau ce, ei se roagă, au un altar. Daniel, de exemplu, în cartea lui, nu citim despre rugăciune. Nu ține discursul despre rugăciune. Dar omul ăla se ruga. Conceptul acesta era o realitate în el. Deci, data viitoare când vei auzi despre ceva și o să spui, da, știu lucrul ăsta. Nu te oprești doar să spui, știu lucrul ăsta. Pune-ți și întrebarea următoare. Da, știu, dar oare acest cuvânt, acest principiu a devenit trup în viața mea? S-a materializat? E ceva tangibil?
Pentru că asta este scopul final. Cuvântul să se facă trup. Cuvântul să se facă trup. Am început să vorbesc de... Să văd cât mai am. Nu prea mai am. Ok. Am început, mă refer la timp acum, pentru gândul de azi dimineața. Am început să vorbesc despre simbolul de putere și putere. Și vom continua. Dar am vrut să fac această pauză pentru că când vom vorbi mai departe de asta, unele lucruri poate sunt, poate despre care am vorbit deja, altele probabil nu. Dar important este să spui, ok, parcă știu asta, dar oare adevărul ăsta a devenit trup? Oare este o realitate în mine? Simbol de putere și putere. Am ajuns la o concluzie mai de mult. Pentru oricine vrea să trăiască destinul lui Dumnezeu pentru el. Oricine, indiferent, care ar fi chemarea lui, că fiecare are chemare diferite. Dar indiferent de chemarea lui, pentru oricine care vrea să trăiască planul lui Dumnezeu pentru viața lui, putere niciodată nu a fost o opțiune. Niciodată. Nu este opțiune. Și atunci trebuie să înțelegem mai bine ce este această putere a lui Dumnezeu, de ce o citim în Scriptura, dar parcă în viața noastră nu o vedem. Și despre asta o să fie vorba mai departe când vorbim despre simbolul de putere și despre putere, pentru că până nu, și asta e valabil și în lucrurile fizice, până nu înțelegi natura și proprietatea a unei puteri, nu ai cum să beneficiezi de ea. Mai întâi trebuie să o înțelegi, apoi să beneficiezi de ea. Dumnezeu să te binecuvânteze.